Dragilor, ne-am dus pe terenul de antrenament și vreau să văd cum se descurcă domnul portar, domnul Vali. Îmi cer scuze că vă deranjez. Marian Codirlă, și mie îmi pare bine. Eu vă cunosc pe dumneavoastră, că am fost și eu informat înainte. De la televizor. Așa, mersi. Exact. Ce faceți în primul rând? Mă pregătesc pentru un meci foarte frumos cu superba echipa lui Ursus. Da? Da. Parteneri. Parteneri, bineînțeles, absolut. Haideți cu mine să-l căutăm pe Mihai. Unde pe Mihai? Ia să vedem. Hai să-l strigăm. Mihai! Hai să-l vedem pe Mihai. Mihai este, vezi, el explică deja tactica. Da. Cred. O dezvolie bănuiesc. Domnul Mihai. Florentin? Da, Florentin. Mie mi s-a spus tot cu... Nu vreau să-l... El a fost organizatorul, sincer, da, și vreau să-l scoatem și pe el puțin. Chiar el la tine m-a trimis. Nu, dar vreau... Da? Eu știu ce face, da. Bine. Da, vreau. Uite, Florentin, ce faci? Ce crezi? Pregătesc meciul. Nu ne-ai spus? Stai puțin să explicăm și noi ce se va întâmpla. Așa l-a fost înțelegerea. Da, să explicăm mai întâi. Deci, se va întâmpla un lucru. Da. Avem și noi o găleată de cojel. Da. Știu că aveți așa bere de genul ăsta la așa, puntea berarilor. Așa. Și vă și place. Perfect. Mult și asta. Așa. Bun. Deci avem berea asta cojel. Ce o să facem acum? Așa. O să facem un mini concurs. Așa. În care dumneavoastră trebuie să ne arătați cum vă descurcați, chiar dacă sunteți portar. Așa. Să vedem ce ne iese. Florentin, te rog, ține tu acest microfon. Hai ca să și explicăm. Deci avem niște beri pe post de jaloane. Trebuie să facem, să trecem printre aceste beri, după care să dați la poartă. E simplu, nu e greu. Și pentru toți va veni și berea asta la final. Hai să vedem. Da, ca la jaloane. Nu s-a văzut? Cade. Nu le-am așezat prea simplu, să știți. Și este gol! Vali! Florentin, tu nu înseamnă că nu trebuie să faci și tu asta. Bun, s-a remediat problema, scuze. Hai să-i dăm drumul cu Florentin acum. Iată, Florentin atacă pe colțul scurt, driblează ușor, încă un adversar și încă unul. Nu le... Ia să vedem. Gol! Este gol, felicitări! Și vreau să veniți amândoi lângă mine. Vreau să-mi spuneți de cât timp este acest parteneriat, această legătură între voi. 17 ani. Da. De 17 ani, da. Nu că ai fi spus altceva, dar mă gândeam ce-ți spune ție acest lucru, când spui 17 ani de parteneriat. Păi, da, cred că poate să spună multe, nu? În primul rând, parteneriatele se construiesc între oameni, nu? Și atunci când ideile partenerilor sunt aceleași, na, și parteneriatele rămân pe termen lung. Și atunci, dacă nu mă înșel, Vali, curtea de 17 ani, cursul de 17 ani, deci la cât mai mult, nu? Da, n-a fost un alt partener în categoria bere, mai există. Da, ce v-a făcut sau ce a ținut parteneriatul? Pentru că noi învățăm pe oameni la Victorica prin aceste filmulețe și niște lecții de viață, niște lecții umane până la urmă, nu doar de parteneriat. Vorbim de niște branduri excelente pe care le au ei. Vorbim despre o echipă care tot timpul a fost constantă, echipă care întotdeauna a adus rezultate, care a fost lângă noi. Vorbim despre felul în care ei înțeleg piața, lucru care ne ajută extraordinar de mult pe noi, felul în care noi înțelegem piața. Și, mă rog, congruența asta de lucruri, cred că a dus la 17 ani până acum. Pentru că pe niciunul dintre voi nu v-am prins data trecută în celălalt material pe care l-am făcut, vreau să-mi spuneți un singur lucru care poate ține un partener sau cel mai important lucru. Un lucru, gândiți-vă. Eu cred că încrederea. Da, încredere, onestitate. Onestitate, probabil. Da. Deci asta poate ține un parteneriat. Bineînțeles. Bineînțeles. Și bineînțeles adaptarea la situația din piață. Deci întotdeauna ne adaptăm. Și suntem foarte flexibili atunci când ideile partenerilor noștri sunt în linie cu obiectivele noastre. Fii atent ce vă zic eu acum. Ne adaptăm și noi cu o bere, că te adaptezi cu o bere la orice situație, la curtea berarilor. Da, mă rog, dacă vreți înainte, dar nu cred că sunt de acord colegii. Bun, pentru aceste clipe minunate, oricum avem acolo niște tricouri cu care ne
v-a ajutat Dragoș. Îți mulțumim. 20. Excelent. Cum arată? Excelent. 20 de fapt este un număr pe care te rog. La în următorii sau când o să întâmplim 20 de ani de curte, nu? O să le punem acolo în ramă și o să ne au o să ne amintim 20 plus, știi? 20 plus, da. 20 plus. Da. Perfect. Frumos ce se întâmplă aici la Victory. Felicitări pentru aceste parteneriate pe care Ursus le are. Ursus de altfel are parteneria și cu Victory Cup. Ce mai avem acolo? Mai avem, nu? Dragoș, citește numele. Alo, Hagi, ai găsit ceva? Radu. Da, Radu, ai spus bine, Radu da. Este Hagi de Curtea Berarilor, deci da? Putem să-l invităm. Unde e Radu? Să-l cunoaște și acolo. Pe Radu. Radu! Radu? El e Radu? Da, Radu, vină cu Hagi. Vină cu Hagi, uite ce nostru. Uite tot ce de 17 ani. Uite ce avem. Mulțumesc. 20 înseamnă un parteneriat care vreodată se va lungi de la 17 ani, parteneriat între Ursul și Curtea Berarilor, la 20. Se pare că mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Mulțumesc. Liviu, vino și tu să ții tricoul, da, noul parteneriat Ursus. Liviu este Van Dijk de Curtea Berarilor. Așa a spus juniorul. Da, uite. Arătăm și la cameră, bravo. Liviu, felicitări tuturor pentru tot ceea ce faceți și evident că vă așteptăm să beți jaloanele după, da? Jaloanele astea le beți după. Baftă multă, spor la încălzire, numai bine, mulțumim și noi tare mult. Baftă! Mulțumesc.